număr gaza aia cu nara. În casă singur el cu Dana. What? Ian a lansat acum câteva ore o nouă piesă diss pentru Asteca, care se numește Ciumaflex. Imediat după lansare, Asteca l-a confruntat pe Ian prin mesaje pe Instagram. Să-ți trăiască familia ta. Am stabilit că nu mai vorbim. Puneți pe story ce ai de spus. Lăsați-mă Slobozu în pace. Am încercat să fim prieteni, pula ta. Vorbești prost, primesc screenshot-uri. Mai dă-te morții tăi de aici, de bulangin. Băi, ia-ți-mă ușor. N-am vrut să fim prieteni, ți-am zis să ne vedem la concert să cântăm. Eu știu că voi știți mai bine și voi știți deștepți. Dar mai lăsați-mă Slobozu în pace, ce n-au voie să cântă și despre mine, nu? Lasă-mă, dă-te în Slobozu. Să-ți trească neamul tot, Donțu, e ușor. Când am vrut să facem concert și astea n-ai vorbit. Ia tu știu ușor. Da, eu știu că sunt un ciudat. Dar voi știți proști, îmi prefer ciudat. După ce ne-a dezvăluit conversația cu Ian, Asteca și-a expus punctul de vedere asupra situației. Omul, ca de obicei, a scos o piesă în care dă în mine, dă în Dana, creează un scenariu, împinge un narativ cu un vers super vag către oameni să facă să pară cumva că a avut vreo treabă vreodată cu ea sau că a fost ea la el și scoate din context lucrurile, că știe că prin ea e singurul mod în care mă poate afecta. Acum o lună se ruga de mine să ne împăcăm și mă suna să ne împăcăm că îi pare rău. Voi, oamenii, mi-ați spus din toate părțile, împacă-te, că o să rupeți România, că nu știu ce. Bă, nu mă interesează să rup România, nu mă interesează decât respectul de sine, moralitatea, principiile. Și în momentul de față pot să vă spun vouă, celor care mi-ați spus să mă împac cu el. Ioti, bă! Ioti! Nu vreau să îl las pe el să vă iluzioneze, pentru că în trecut am mai făcut greșeala să nu reacționez cât timp era calm, să nu adresez situația, să nu spun părerea mea, să nu spun adevărul. Înțeleg că când cânti despre niște lucruri de genul ăsta, o să atragi o grămadă de priviri. Înțeleg că o să facă view-uri multe piesa ta pentru că e controversată, că spui de mine sau de gagică mea sau de pula mea și dai diss-uri fake. Înțelegi? Înțeleg lucrul ăsta, înțeleg că e un marketing și că dacă ai face tu o piesă vreodată care să n-aibă un subiect controversat de genul să spui de cineva căcat, nu ți-ar merge. Știi ce zic? Încearcă să faci și tu muzică frumoasă. Calule, duma, dorule. Te vede frustrarea în versurile tale, spui îți cumpăr casa cu nara, gen că tragi mai mult decât costă casa mea, bro, gen e lame. Te-ai simțit tu și mi-ai scris mesaje că în piesa Hate am dat despre tine versuri. Cu aia era un vers la modul general. Dacă tu te-ai simțit, pula ta, înseamnă că te încadrezi în categoria de persoane care când fus pizdele dau scroll pe Insta. Este foarte posibil ca Ian să fi crezut că piesa Hate a lui Asteca este un diss pentru el. O să vă pun câteva versuri din piesa lui Asteca ca să vă dați seama despre ce este vorba. Ăsta ar fi primul vers, iar cel de-al doilea la care se referă Asteca este acesta. Primul vers face categoric referire la Ian, că doar nu la Rava. Deși, sincer să fiu cu voi, cred că îi se potrivește mai mult Rava. Se exprime, mi se pare că ești bipolar și psihopat și în același timp ești și libidinos, dacă mă întrebi pe mine. Că nu se face așa cu femeile, ești un nesimțit. Și oricum ai mai făcut aluzii de-astea și s-au mai făcut TikTok-uri și pula mea cu când au lipit bucata aia cu ți-am stricat nunta și cu pula mea și cu partea aia cu din confidențial, când eu vorbeam strict despre relațiile mele trecute în care am și fost înșelat, dar am și înșelat nici de cum despre relația mea cu Dan. Am căutat TikTok-ul respectiv, însă nu l-am găsit pentru cei care nu știu despre fază și vor să afle, așa că o să editez eu un pic ca să vă faceți o idee. Ai ajuns vreodată să fuzi tu femeia altcuiva? Sau dacă ți-a fost tu femeia vreodată altcineva? S-a fost undeva asta sorry, dacă a stricat nunta. Am furat și usta, i-am pătat și bluza și fust. Momentan mă opresc aici pentru că videoclipul este deja destul de lung. Însă următorul videoclip va fi despre Dana și răspunsul ei la versurile date de Ian în Ciumaflex. Deci fiți pe fază. Mulțumesc pentru vizionare.